Hai să vedem pentru ziua de joi, 19 august, zi în care planeta comunicării Mercur se întâlnește cu planeta războinică Marte. Hai să vedem care este energia zilei. Avem aici Treiul de Bâte, o carte foarte frumoasă care ne vorbește despre răsplata primită pe baza efortului depus în trecut. Aici ți se întorc corăbile în port și ghici ce, aceste corăbii vin încărcate cu tot felul de bogății și lucruri luxoase din străinătate, de peste mări și țări. Bun, acum acesta este simbolul. Cum se aplică asta pentru situația ta particulară? Păi, dacă așteptai să se întoarcă cineva din străinătate, o să vină cu cadouri luxoase pentru tine. Dacă nu aștepți revenirea cuiva din străinătate, aici vorbim despre niște lucruri tangibile, despre niște facturi din trecut care poate acum sunt plătite, despre un bonus sau o mărire de salar din trecut care n-a venit la momentul respectiv și acum îți este plătită, despre o promovare pe care o obții în urma unui efort pe care l-ai depus în trecut. Aici a trebuit să aștepți destul de mult până când a venit acest rezultat în viața ta, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Și aș vrea ca această carte să-ți fie învățătură de minte. Atunci când mai apare în etalarea ta zilnică 10-le de bâte, așa cum a apărut, spre exemplu, pe 13 august, sau 7-le de monede, care a apărut pe 14 august, ambele cărți care te îndeamnă să duci munca la bun sfârșit și să ai răbdare pentru că răsplata o să vină la momentul potrivit. Uite, a venit momentul potrivit. Aici primești răsplata. Fie pentru niște lucruri pe care le-ai făcut săptămâna trecută, vineri sau joi, sau poate chiar pentru niște proiecte pe care le-ai finalizat lunile trecute, cu mai mult timp în urmă. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea, te invit și pe canalul meu de YouTube, unde am pregătit o grămadă de surprize plăcute pentru tine. Pa, pa!